Anul trecut am participat la un proiect în care am fost onorați de a primi ca un grant acest colect și el este foarte util pentru că rezolvă problemele noastre stringente de a economisi energie electrică și mai cu seamă energie care se cheltuia pentru încălzirea apei calde. Acest colector este conectat la etajul 2, în care la etajul 2 se găsesc două boilere. Unul este de aproape 180 de litri, care mai mult funcționează timpul de vară, și unul care este cu dublă activitate și este conectat la duș în cabina unde elevele seminarul nostru să-și fac igiena de toate zilele. Colectorul de bază vara încălzește aproape la 200 litri pe apă, este posibilitatea lui. Începând de luna mai până sfârșitul lui septembrie, este timp solar și temperaturile sunt mari și atunci el are o capacitate poate și mai mult pentru că se folosește apă doar nu numai o dată, dar de mai multe ori. Deci undeva după calculele noastre aproximativ, deci undeva ajunge la 400 de litri de apă să se încălzește la o temperatură de 60 de grade. Este foarte folositor pentru că noi folosim pentru a încălzi fie curentul electric, fie chiar gaz, deci și nu este atât de ușor pentru noi de a face față financiară acestor probleme. În jur la 2000 de lei, deci era lunar, putem spune că este conexiunea cu acest colector. Și dacă s-o gotim, mulțim la 5 luni, deja deci avem 10.000 de lei. În anul acesta am câștigat mini-grantul de termoizolare a căminului, care a fost pentru o suprafață de 200 de metri pătrați. Cu ajutorul enoriașilor și a celor de bună credință, ne-au ajutat pentru a continua proiectul, astfel încât s-au izolat toți pereții căminului. Se simte izolare, se simte mai cald în cămin.